Copiii trebuie ajutați să rămână sănătoși. Și sufletește și trupește. Observați că nimeni nu râde. Hai să ne întoarcem la copilul ăsta de la Botoșani. Dumnezeu să-i dea sănătate și lui și părinților. Ce ne-a dovedit el? Că în România, dacă înjuri, vomiți pe ecran și îți dezbraci hainele, ești acceptat. Dacă vorbești despre țară, neam și Dumnezeu, ești înjurat. Într-adevăr, vor exista momente în viață când unul o să-ți ajungă așa la psihic să te enerveze. Croșeu, în barbă, briceag în gât. The end. Hey! Ce faceți, hey! Oh, tovarăși! Muielul ăla. Justițiarul de Berceni. A, și-am găsit și clipul cu Oana Lovin. Fute-mă și pe ea, mă scuzați de limbaj. Proasta, dracu. Și sunt foarte trist și mă simt singur, chat, mă simt singur. Efectiv, mă simt foarte singur. Trebuie să vă doară în pulă. Ești bou. Justițiarul de Berceni. O țară care are nevoie de încurajare, de iubire, de calm și de binecuvântare. Inventăm subiecte ca să ne aflăm în treabă. Deci o să aibă un impact.